Astăzi suntem în inima orășelului Cantemir și urmează să îi dăruim niște emoții pozitive doamnei Rodica, o doamnă croitoreasă care merită respectul copiilor, așa că îl primește. Au trecut 3 luni, vin de peste hotare, mă cuprins, mama, un dor atât de mare. Te vedeam doar în poza din album, din când în când puteam să te sun. Mi-a fost greu, am ținut capul sus. Sunt mândru acum de tot ce tu mi-ai spus. Lupte copilul meu, nu te da bătut. M-am ridicat de câte ori n-aș fi căzut. Azi e o nouă zi, dorul s-a terminat. Am venit acasă, că știu m-ai așteptat. Bucuroși ne-am întâlnit cu toți la masă. Veniți cât mai târziu la părinții acasă. Ne bucurăm că vedem oameni harni. Într-adevăr, este o atmosferă plăcută aici la dumneavoastră, pentru că lucrează doamne frumoase. În primul rând, ne cere scuze pentru deranjul creat, dar astăzi avem nevoie de doamna Rodica. Bună ziua! Prea stimată doamnă! Doamnă Rodica, vă salut cu mare drag și respect. Astăzi avem nevoie de dumneavoastră, pentru că calendarul spune în modul următor. Sunteți sărbătorită. Preastimată doamnă, astăzi, în viața dumneavoastră, se mai adaugă un trandafir frumos și este nemiresmat. Se mai adaugă un an, mai exact al 37-lea. Încet, încet vă apropiați de mijlocul de aur al vieții. Iar în spate, adăugați un bagaj întreg de experiențe, bune, rele, triste sau vesele. Cert este că toate sunt ale dumneavoastră, ele au creat, ele au format o doamnă puternică, o doamnă frumoasă, o doamnă minunată, care stă astăzi în fața mea. Noi vă dorim să fie munca o pasiune pentru dumneavoastră, să veniți ca la odihnă. Vă dorim să rămâneți la fel, o soție de aur, o bunică extraordinară, o mamă superbă și o colegă minunată pentru toți cei de la noi. Astăzi, fiind o zi frumoasă, în sfârșit nu plouă, și știind că este ziua dumneavoastră de naștere, am venit în parfumul dimineții să vă felicităm. Noi vă dorim tot ce este mai bun și mai frumos în această lume. Vă dorim un ocean de sănătate, un munte de noroc și cât mai mulți ani sănătoși, frumoși și fericiți alături de oamenii pe care îi iubiți. Și dacă tot veni vorba de oamenii pe care îi iubiți, să știți că am fost trimis astăzi aici de o persoană care are un respect profund pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc și pentru toate sfaturile acordate, pentru tot timpul dăruit ei. Iar astăzi nu a putut să nu vă felicit într-un mod deosebit. Sărbătoriții este firesc să primească cadouri, așa că pentru dumneavoastră, în aplauzele oaspeților, în aplauzele colegilor, vă înmânăm un tort delicios cu o aromă deosebită pentru o doamnă deosebită. Poftim este al dumneavoastră. Aplauze încă o dată. Dumneavoastră meritați 1.000.000 de flori, dar astăzi v-am adus doar o floare de cameră, o floare frumoasă, așa ca și dumneavoastră. Vă urmânăm cu mare drag și plăcere, spunându-vă în modul următor. Să aveți grijă de ea și să o creșteți ca și pe cea care ne-a trimis aici. Doamna Rodica, iată că a venit și momentul culminant. Urmează să vă întrebăm, cum credeți, din partea cui vine acest gest? Cine a dorit să vă surprindă plăcut? Cine vă iubește într-atât de mult încât astăzi, la ora 10, a dorit să vă felicită? Pa!
ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Dar cine să trăiască, cine să trăiască, la mulți ani. Rodica să trăiască, Rodica să trăiască, la mulți ani. Vă meritați toate aplauzele din lume, pentru că sunteți cea mai bună mamă. Astfel spune și certificatul următor. În semn de recunoaștere pentru toată munca depusă, pentru dăruire, dragoste, perseverență și pentru că mi-ești mereu alături, indiferent de circumstanțe, se acordă titlul de cea mai bună mamă din lume, doamnei Cernat Rodica. O să-l adăugați la colecția dumneavoastră. Poftim. Chiar dacă fiica dumneavoastră vă este alături, Livia v-a pregătit și un mesaj de felicitare. Dragă mamă, astăzi mai adaugi un trandafir în buchetul vieții tale. Ești o persoană împlinită, ești mama a 3 copii și deja ai și o nepoțică care te așteaptă în fiecare zi în ușa acasă. Este vorba de Adelina. Îți doresc tot binele din lume, liniște sufletească, bucurii și doar oameni dragi ție. Zilele să-ți fie luminate de cel mai puternic soare, iar inima să-ți surâdă de bucurie. Să fii sănătoasă, mamă. Asta îți doresc cel mai mult, căci în rest le vei face pe toate. La mulți ani, mamă, cu dragoste de la fiica Livia și nepoțica Adelina. Da. De la ce nu te aștept, de acolo vine. Noi pentru dumneavoastră mai avem un cadou, pentru că este sărbătoarea și aveți multe colegi. O șampanie nu este îndeajuns, dar câte puțin, aceasta este pentru dumneavoastră. Abia așteptă să fie desfăcut. O să vă ajute și da? Și încă un rând de aplauze pentru sărbătoare. Ați spus că nu v-ați așteptat la așa gest din partea Livii. V-a dat oare vreun indiciu? Ați știut? Nu știu. Inima nu v-a spus nimic? Nu. Ați dormit bine la noapte? N-ați visat nimic? Noi ne bucurăm că v-am impresionat cât uși de puțin. Și v-am înfrumusețat ziua așa de dimineață. Mulțumim foarte frumos. Vă dorim o zi cât mai bună și plină de surprize. Până seara încă mai este. Iubiți, să simtă cu adevărat acea trăire intensă, emoția.